pe ploaie, pe vânt, pe frig, din respect pentru telespectatori, ieșim direct în stradă pentru a lua contact direct cu realitatea, a înregistra evenimentele cu acuratețe și a le reda cu subiectivism. Inspectorii de la mediu în frunte cu controversatul realizator TV, Dor Machiavelli, adică eu, ce narcisist, au ieșit pe stradă fiindcă primăria folosește clorura de sodiu pentru a dezăpezi străzile și în special acest pietonal. Se poate așa ceva? Așa ceva? Uite, inspectorii de la mediu au descoperit că primăria folosește clorură de sodiu pentru a dezăpezi. Este normal într-o țară europeană așa ceva? Nu știu ce să spunem, nu suntem documentați în domeniu. Voi nu aveți probleme respiratorii cu rinita, nu aveți alergii respiratorii? Folosești de mult această metodă? Abia anul acesta s-a descoperit și noi în frunte cu echipa de investigație de la Telem am ieșit. Să vedem. Ce părere aveți voi? Este normal? Nu este bine. Nu este bine. Decât cu sare. Cu sare? Cu sare. Să... Acum este foarte grav. Folosesc clorura de sodiu, vă dați seama. Fie un om care avea blenoragie, adineauri a făcut atac de cord și s-a dus cu salvarea. Deci nu este bine. Nu este bine. Nu. Părerea noastră nu este bine. Nu este bine. Sarea, probabil că e și mult mai ieftină sarea. Mult mai ieftină. Clorura de sodiu e foarte scumpă, este importată din Germania, trecută prin câteva zeci de mâini. Știți cum merge treaba la noi. E o adevărată industrie, cred că... Primăria folosește clorura de sodiu pentru a dezăpezi. Este normal așa să ne afecteze pe noi toți cu clorura de sodiu? Normal că nu este normal. De ce? Adică ne afectează, în primul rând, sănătatea și... Nu este sănătos, nu este... A trebuit să folosească alte materiale pentru a dezăpezi și pentru a topi gheața. Nu mi se pare normal. De ce nu-ți? Pentru că afectează în primul rând sănătatea oamenilor. Ce le-ai spune celor de la primărie, mai ales că suntem aproape de ei? Nu știu, să aibă mai mult grijă de oraș. Te-a afectat vreodată și la nivelul urinelui sau al... Sper că nu. Nu ai probleme cu respirația de la clorură de sodiu? Nu. Normal că nu este normal. Salut! Cei de la mediu au descoperit că primăria dă cu clorură de sodiu ca să dezinfecteze. Nu știu. Vă mai urmăresc din când în când. Mersi, ai gusturi selecte. Ce mesaj ai de transmis celor de la primărie care folosesc clorura de sodiu pe aceste străzi? Se gândească de două ori înainte de a face acest lucru și se gândească că sunt oameni aici care suferă de anumite boli și probabil îi afectează mai grav decât se gândesc să economisească anumiți bani pentru a pune anumite materiale mai bune decât cele folosite acum. Hello, excuse us, where are you from? We're from Germany. Oh, nice to meet you. Thank you. All is good? Yeah, so good. How do you like here in Romania, in Iași? I like it very much, because now, today, we are the, I don't know, the nearly the 20th time here in Iași. And we were here in summertime, we were here in wintertime, and we enjoyed very much, thank you. Which season do you like most, do you prefer? Summertime. Summertime. Of course, yeah. Okay, how do you say in Romanian, I habe eine große Satisfaktion? I'm very content. In Romanian? You must ask my wife, she speaks Romanian. Îmi place foarte mult. Normal că nu este normal. Cabron, uite, dau ăștia cu clorură de sodiu pe stradă. Este normal așa ceva? Din punctul meu de vedere, da. De ce? Pentru că s-a făcut drum pietonal pe aici. Și de asta? Da. Nu consider că ne afectează sănătatea? Sănătatea, nu cred că ziua, seara mai tragem o țuică și a doua zi venim aici. Și dormim. Și dormim. Nu mai simțim nimic. Chiar a fost cazul unei persoane care suferea de blenoragie și din cauza clorurii de sodiu a făcut atac de cord. Da, deci nu știu. Ai auzit de acel caz? Nu, n-am auzit, că nu prea mă la știri. Dar ce părere ai de astfel de situație neplăcută? Este un caz șocant, pentru că ar trebui să iei măsuri în situația asta, ar trebui să iei măsuri și ar trebui să aibă un impact asupra acestui lucru. Yeah.
Sănătate bună, doamnă. Inspectorii de la mediu au descoperit că primăria folosește clorură de sodiu pentru a dezăpezi aceste străzi. Sunteți de acord să ne afecteze sănătatea? E normal într-o țară europeană? Dar știți ce înseamnă, nu? Clorura de sodiu. Ce înseamnă, doamnă? Oare? Păi, hai, spuneți-ne dumneavoastră. Sare, bineînțeles. Foarte bine. Cu ce vă ocupați, doamnă? Ei, nu contează. Sunteți singura care are răspuns. Felicitări. Vă punem cu aplauze, doamnă. Normal că nu este normal. Allen Zuschauern möchte ich ein schönes Weihnachtsfest wünschen und ein gesundes und glückliches neues Jahr. Danke. Danke. Happy New Year. Happy New Year. Nice to meet you. Nice to meet you. Hello. Dragi oameni de la primărie, vă rugăm mai folosiți clorul de sodiu pe străzi. Normal că nu este normal. Dragi oameni de la primărie, mă dați clorul de sodiu. Cu ce te ocupi? Studentă. La ce? La litere. La litere? Da. Ai înghițat puțin? Puțin. În ce an ești studentă la litere? La master. La master, la litere. Foarte bine. Deci fără clorură de sodiu. Fără. Din partea unei studente la litere, la Alexandru Ancuza, da, nu? La da. Multă baftă și... Bine, mersi. Baftă și la sesiune, că vei avea nevoie. Da, mersi mult. Du-te și te încălzește, știi cum, cu un vinuț roșu, da? Dragi oameni de la primărie, vă rugăm să nu mai folosiți clorură de sodiu pentru dezăpezire sau pentru sau pe străzi. Studenți? Da. La ce? La teologie. Teologia. Doamne ajută. Mulțumim. Doamne. Normal că nu este normal.